Fii curajos, pisoiașule! Scrisă de Paloma Wenzel, ilustrată de Ulises Wenzel. Pisoiașul motocel se trezește în toiul nopții. Ce bine am dormit! Apoi își scoate capul din coșuleț. Ia te uită! Coșulețul meu nu mai este în locul lui obișnuit. Motocel se află într-o casă străină. Probabil cineva m-a adus aici în timp ce dormeam, își spune pisoiașul. Și nici mămica lui nu mai este cu el. Nu te teme, motocel, își spune. Acum ești deja mare. Curios, se cațără afară din coșuleț cu oarecare teamă. Uite, aici litiera mea și văsuțul meu pentru mâncare, își spune motocel mai liniștit. În casa asta sunt oameni drăguți. S-au gândit chiar să-i aducă mâncarea lui preferată. Pisoiașul se freacă cu căpșorul de toate mobilele. Acum miros ca mine. Oricine își va da seama că aici sunt la mine acasă. Apoi motocel vede o canapea. Ce mult îi plac canapelele! Dintr-un salt a ajuns sus. Cercetează pe rând pernele moi. Până la urmă, nu este chiar așa rău să fii singur, își spune el. Pot să fac tot ce vreau. Apoi, motocel descoperă scara care duce la pod. Vai de mine, ce înaltă este scara! Inima îi bate cu putere. Curaj, motocel, își spune pisoiașul. Dacă mă sperie cineva, mă zbârlesc, îl zgârii, îl scuip și îl gonesc numai decât. Se urcă clătinându-se pe trepte. Țup, țup, țup. Când ajunge sus, vede o ușă. Poate reușesc să o deschid, se gândește el. Sare până la clanță. Odată, a doua oară, a treia oară. Ia te uită, a deschis-o. Ce animale caragioase locuiesc aici, se minunează motocel. Un urs mare, lățos, îl privește cu ochi scânteietori. Salut, eu sunt motocel, spune pisoiașul cu glas tremurat. Dar, în loc să răspundă, ursul cade, vai ce spaimă, chiar peste el. Pisoiașul sare într-o parte și vrea să o ia la fugă. Dar apoi își spune, numai cei fricoși ca un iepure se grăbesc să fugă. Dacă mă sperie cineva, mă zbârlesc, îl zgări, îl scuip și îl gonesc numai decât. Ursul cel lățos a rămas pe jos nemișcat. Motocel se uită la el uluit. Este doar un animal de pluș și celelalte la fel. De cine mi-a fost frică? Oare s-au ascuns aici și animale vii? Ce bine ar fi să găsesc șoareci adevărați! Caută cu boticul peste tot. Apoi descoperă o deschizătură în perete. Se cațără până acolo, își bagă căpșorul prin deschizătură și deodată cade înăuntru. Este întuneric, beznă. Motocel miau înăspiriat. Miau! Nu te pierde cu firea, motocel. Unde este o intrare, trebuie să fie și o ieșire. Hotărât, pisoiașul caută în toate părțile. Și, într-adevăr, găsește o ieșire din tunelul întunecat. Motocel se uită curios în jur. Parcă ar fi ascunzătoarea unui monstru fioros. Da, monstrul își întindea labele uriașe ca să-l apuce pe motocel. Miau, miau! Pisoiașul a încremenit de frică. Motocel, fă ceva, dar ce? Se gândește, apoi îi vine o idee. Dacă mă sperie cineva, mă zbârlesc, îl zgârii, îl scuip și îl gonesc numai decât. El se zbârlește și scuipă, dar laba monstrului din umbră nu se clintește. Motocel se uită mai bine.
Este doar un covor vechi rulat. Nu are de ce să-mi fie frică de el. Și ce distractiv este să te joci cu franjurii. Deodată vede o scară și lucarna din acoperiș. Oare acolo sus or fi șoareci? Se uită printre grinzi. Într-adevăr, acolo sunt șoareci, 3 șoareci. Dar ce ciudați sunt, se miră motocel. Stau agățați de grindă și au aripi. Deodată își iau zborul și se rotesc pe deasupra lui. Motocel se ghemuiește, i s-a zbârlit tot părul. Firește că nu sunt șoareci, ci lilieci, dar pisoiașul nu știe asta. N-am mai văzut niciodată niște animale atât de neobișnuite. Sare după lilieci, vrea să-i prindă, scuipă și pufnește. După atât a scuipat și pufnit, acum e frânt de oboseală. Ce bine ar fi să mă văd din nou în coșulețul meu, își zice el. Dar micul pisoiaș habar nu are unde se află acum. Oare cum aș putea să mă întorc acolo? Se uită în jur. Șoarecii cu aripi au dispărut fără urmă. Sigur, au ieșit pe acolo, pe fereastră. Motocel ridică încet căpșorul. Simte o adiere de aer proaspăt. Își scoate capul pe fereastră, apoi lăbuțele. Vai, ce înclinat este acoperișul! Până să-și dea seama ce se întâmplă, alunecă până la streașină. Miau, miau! Strigă motocel speriat. Miau! Răspunde un motonel mai mare. El sare și îl salvează la timp pe micul poznaș. Încă o clipă și s-ar fi prăbușit până jos sărmanul. Pisoiașule, trebuie să înveți cum să te plimbi pe acoperișuri. Vrei să-ți arăt eu? Spune motonelul. Vreau, dar mai târziu. Acum sunt prea obosit. Trebuie să ajung înapoi în coșulețul meu. Vino cu mine, știu eu drumul. Sări mai întâi pe creanga asta. Aud ei deodată. Nu te teme, este doar un câine. Pare fioros, dar suntem cunoștințe vechi, spune motănelul. Coboară amândoi, agățându-se cu îndemânare cu gheruțele de copac. Câinele doarme dus. Uite, fereastra aceea este deschisă. Poți să te strecori înăuntru pe acolo, îl învață motănelul. Grozav, spune motocel. Vii și tu cu mine? S-a cățărat sus pe bancă, chemându-l din ochi pe motănel. Nu, ne vedem iarăși mâine. Somn ușor, pisoiaș. Somn ușor, pisoiașule. Cunosc camera asta. Uite și coșulețul meu. Motocel sare numai decât înăuntru. Toarce mulțumit. A fost o noapte agitată, se gândește el. Dar de acum înainte nu o să mai fie frică de întuneric, nici de monștri și nici de șoarecii cu aripi. De acum o să mă plimb pe acoperișuri împreună cu motanelul și o să prind șoareci adevărați. Cu noul său prieten nu o să-i mai fie frică de nimic. Motocel este mulțumit. Simte cum îl mângâie o rază de soare. Apoi adoarme liniștit. Sfârșit.